Astăzi vreau să vin în fața voastră cu produsele pe care le-am iubit luna ce tocmai a trecut, așa cum v-am obișnuit, la fiecare început de lună. Pentru că se apropie căldura, se apropie vara, sper să vină vara și în România, la propriu, vreau să vă arăt o cremă pentru îngrijirea călcâielor, pentru că vom începe să purtăm sandale și papucei și această cremă este o cremă foarte bună din punctul meu de vedere. E foarte hidratantă și lasă călcâiele extrem de mătăsoase, pielea catifelată și umple fiecare rid și gol pe care l-aveți pe călcâie și rezultatul este unul extrem de bun. În plus, este accesibilă și ieftină, așa încât vă recomand. Am observat un trend cu spumele de baie. Am vrut să vă arăt două din preferatele mele. Într-un fel mă bucur că începe să se lărgească aria de spume de baie, deoarece sunt extrem de comode atunci când plecați undeva. Nu trebuie să vă mai luați buretele și dacă sunteți ca și mine și nu puteți pur și simplu să folosiți gel de duș, folosiți o cantitate enormă și vă terminați gelul de duș în câteva zile. Spuma de baie vă va fi foarte utilă pentru că tot ce trebuie să faceți este să o agitați puțin și să apăsați pe buton, iese de-a gata spumă, o întindeți pe corp și gata, v-ați spălat. Eu am două variante pe care vreau să vi le recomand și ambele sunt destul de accesibile ca și preț. Prima este Balea. Balea costă 8 lei și are un miros citric și foarte plăcut. Face o spumă colorată care nu usucă pielea, însă în același timp nici nu este o spumă hidratantă. Însă îmi place mult și mirosul și ce face și chiar vă recomand, mai ales că are și un preț foarte bun. În schimb, există una care îmi place mult mai mult decât Balea și pe care vă recomand dacă sunteți un pic mai pretențioasă sau dacă aveți pielea uscată și e vorba despre aceasta de la Evoca. Le găsiți în Marionneau și dacă mi-aduc aminte, cred că am dat vreo 12 lei pe ele. Dezavantaj ar fi faptul că mirosurile sunt niște mirosuri diferite, ca să nu spun altfel, pentru că sunt plăcute, dar nu sunt mirosurile clasice parfumate, florale sau cu fructe, ci au așa un miros deosebit, aproape de parfum. Acesta, spre exemplu, mi se pare mie un parfum foarte unisex și foarte fresh, dar în același timp diferit. Nu este de citrice, e ceva care te duce cu gândul la o pădure proaspăt ploată, care miroase foarte bine și, nu știu, te învigorează. Vă recomand pe aceasta de la Evoca, deoarece mi se pare mult mai hidratantă față de cea de la Balea. Să nu mă înțelegeți greșit, nu este uleioasă și în cazul în care aveți piele uscată veți avea nevoie de cremă, însă nici nu simți pielea absolut deloc strânsă și chiar mi se pare mult mai blândă cu pielea decât cea de la Balea și prețul costă undeva sub 20 de lei. Cred eu că merită și trebuie să o aveți în vedere dacă aveți pielea mai uscată sau dacă vă doriți o experiență ceva mai deosebită, mergeți și mirosiți aceste spume de duș în Marionneau. Înainte să trecem la lucruri serioase, vreau să vă menționez foarte rapid și acest întăritor de la P2. Din păcate nu le găsim în România, însă în vacanță probabil veți merge în Germania, doar acolo se găsește sau poate aveți rude. Dacă puteți să puneți mâna pe acest întăritor, vi recomand, este foarte bun, nu adaugă niciun strat ojei pentru că e un lichid care se usucă mat și dispare complet în momentul în care se usucă de pe unghii, dar își face treaba foarte bine ca și întăritor și eu sunt deja la a doua sticluță, plus că este foarte economic, m-a ținut mult, mult timp. Vreau să vă arăt și două produse de îngrijire a tenului care au intrat recent în rutina mea și care îmi plac foarte mult. Primul ar fi tonicul de la Clinique. V-am vorbit deja în produsele peste 50 de lei care merită din punctul meu de vedere și deși îl folosesc de o lună și jumătate, trebuie să recunosc că a devenit produsul meu preferat din toată rutina mea de îngrijire
Și asta pentru că e un produs foarte bun, despre care trebuie neapărat să vă vorbesc și vouă. În primul rând, trebuie să știți că el este creat specific pentru tenul uscat, dar datorită concentrației de acid salicilic merge foarte bine chiar și pentru tenul gras. Eu am un ten gras și cu toate că pe ten nu se simte absolut deloc uscat, tocmai datorită faptului că e formulat pentru piele uscată și îți simți tenul revigorat după ce ți aplici acest produs, având acid salicilic chiar te ajută mult cu coșurile și cu apariția per total a pielii. Am observat deja rezultate în sensul că tenul meu este mult mai luminos și cumva ajută să se vindece mult mai repede coșurile. În plus, bonusul pe care cred că l-am primit cu acest tonic a fost faptul că porii mei par mult mai mici și în plus punctele negre parcă nu mai sunt atât de vizibile. Ce pot să vă spun? E un produs care e minunat, nu se simte absolut deloc agresiv pe ten, însă în același timp are efecte foarte bune atât pentru acne cât și pentru textura pielii și a porilor. Eu pot să spun că m-am îndrăgostit de acest produs și deși este un produs scump, pentru că tonicele normale sunt sub 25 de lei, acest produs este cumva deasupra lor pentru faptul că este un tonic exfoliant și genul ăsta de produse, pe lângă faptul că vă ajută să vă reechilibrați pH-ul pielii, vă ajută să aveți parte și de un tratament rapid și eficient, fără să introduceți noi produse în rutina voastră, fără să trebuiască să adăugați mai multe straturi rutinei voastre și mai mulți pași. Pur și simplu e un produs care vă va schimba textura pielii, însă fără să renunțați la comoditatea voastră. Un produs pe care l-am mai avut și în trecut și m-am reîntors la el, pur și simplu uitasem că am acest produs și făcând curățenie în colecția mea de machiaj am găsit undeva în spate acest ser cu retinol pe care îl găsiți pe iHerb. Îmi place în primul rând textura lui, având un ten gras nu suport serurile uleioase și acest produs este ca un geleu care e ușor umed, nu lasă absolut deloc peliculă uleioasă și intră foarte repede în piele. Întotdeauna când încep să folosesc acest produs, observ că pielea mea devine mai fermă și lucrul acesta îmi place foarte mult pentru că deja mă apropii de vârsta de 30 de ani și încep să am riduri fine în zona ochilor și pur și simplu nu mai am aceeași fermitate a pielii. Astfel că acest produs îmi place tare mult și faptul că are retinol care luptă împotriva îmbătrânirii premature, dar în același timp, din nou, nu-mi îngrașă tenul și nu simt că e cumva încă un strat de cremă pe care trebuie să-l aplic și care să stea pe tenul meu. E pentru mine un plus și e și foarte ieftin, cu toate că nu e foarte accesibil, având în vedere că iHerb este în America și trebuie să așteptați puțin, trebuie să plătiți cu cardul, dar cred că merită, dacă sunteți cliente iHerb, merită să vă puneți în coș măcar o dată și acest produs să vedeți ce face, pentru că nu este extrem de celebru și cumva prima dată când l-am luat pur și simplu la noroc, dar mi-a plăcut foarte mult și l-am recumpărat și cred că asta spune mult despre un produs. Vreau să vă arăt și două produse de machiaj. Dacă mi-ați văzut ultimul video, probabil că nu este nicio surpriză pentru voi faptul că vă voi arăta această pudră iluminatoare de la Amway. Mi-a plăcut foarte mult din prima clipă când am văzut-o, dar textura m-a convins și mai mult mai apoi și rezultatul pe care l-am primit cu acest produs. Multă lume s-a plâns în comentarii de faptul că acest produs este foarte scump pentru ambalajul cheap pe care îl are. Acesta este un refill și dacă vreți cu adevărat un ambalaj elegant, există posibilitatea să vă luați o singură dată ambalajul, iar mai apoi, atunci când vi se termină pudra, să nu fie necesar să plătiți un preț mai mare și pentru ambalaj, ci pur și simplu să vă luați refill-ul. Mie îmi place foarte mult această pudră pentru că e foarte cremoasă și e foarte bună
bună. Îmi place să o folosesc atât ca iluminator, dar și ca un strat ușor și fin pe tot tenul pentru a avea o piele luminoasă. Chiar și astăzi am un machiaj inspirat din cultura coreeană, în care pielea trebuie să strălucească și să fie în centrul atenției, iar acest produs m-a ajutat foarte mult. În plus, poate fi folosit și ca bronzer, pentru că are nuanțe aurii și spământii, dar poate fi și folosit ca iluminator sau chiar și ca farduri de ploape. E foarte pigmentat și cremos și e un produs de care sunt extrem de îndrăgostită. În plus, pentru faptul că Emue este o companie care distribuie produse cu mare atenție la ingrediente și la compoziția acestora, mie îmi dă oarecum o încredere și chiar îmi place mult produsul ăsta, astfel încât trebuia să vă spun sincer că îmi place foarte mult. Și cu toate că niciodată nu am fost fan luciuri de buze, mai nou am început să folosesc foarte mult luciuri de buze. Asta și pentru că am primit aceste produse de la Emue, dar și pentru că mi-au plăcut foarte mult și pur și simplu cred că vara este momentul cel mai potrivit să porți glosuri dacă în mod normal nu o faci, având în vedere că dă un look mai fresh și mai proaspăt. Acestea sunt și cu o formulă foarte plăcută, care nu e lipicioasă și care rezistă destul de bine pentru un gloss. Sunt și mentolate și culorile sunt foarte frumoase și foarte potrivite pentru vară. Dacă sunteți cu adevărat pasionate de glossuri, chiar vă recomand să vă cumpărați un gloss de genul acesta, pentru că are un ambalaj inedit și o formulă foarte bună și în plus niște glossuri foarte bune. Mie una îmi plac tare mult și cu siguranță le veți mai vedea la mine vara asta pe buze, pentru că sunt foarte plăcute atât ca și consistență și formulă, dar și ca ambalaj și ușor de transportat, foarte comode de retușat pe timpul zilei. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi minunată și sper că v-a ajutat și acest video să luați decizii corecte în ce privește machiajul și îngrijirea tenului. Vă pup și vă doresc o zi minunată! Pa, pa!